Terapia cu antibiotice este frecventă în medicina veterinară. Nici o boală gravă la pisici și câini nu poate fi tratată fără agenții antibacterieni. Vreau să vorbesc despre elementele de bază ale utilizării antibioticelor. Atunci când merită să utilizați agenții antibacterieni, ce tipuri sunt utilizate cel mai des, indicații și contraindicații pentru utilizare pentru pisici. Toate nuanțele vor fi discutate mai jos. Spectrul de acțiune în medicina veterinară. Agenții antibacterieni sunt administrați în prezența proceselor inflamatorii în corpul pisicii cu conexiunea microflorei patogene sau condiționate patogene. Lista indicațiilor. Infecții dermatologice însoțite de răni deschise pe corpul animalului, abcese, flegmoni, răni deschise cu exudat, purulent, probleme urologice, boli oculare, conjunctivită, blefarită, ulcer cornean, etc. Intervenții chirurgicale, boli ale urechii, boli infecțioase severe. Relevant pentru pisicile nevaccinate, avantajele și dezavantajele pentru pisici. Utilizarea agenților antibacterieni permite pisicii să se vindece rapid de o infecție inflamatorie, să vindece rănile și să-i redea sănătatea anterioară. În același timp, antibioticele de nouă generație care sunt utilizate în medicina veterinară au mai puține contraindicații și consecințe decât medicamentele din prima generație. Acest lucru înseamnă că animalul este mai probabil să se refacă după procesele inflamatorii. Medicamentele acestui grup nu acționează selectiv, ci distrug toată microflora existentă în organism. Astfel, animalul poate suferi disbioză. Reacțiile alergice nu sunt excluse. Prin urmare, proprietarul trebuie să monitorizeze cu atenție animalele de companie în timpul tratamentului cu antibiotice. Dacă apar efecte secundare ale animalului de companie, este necesar să se prezinte imediat medicului veterinar. Lista antibioticelor pentru animale. Există mulți agenți antibacterieni, care sunt împărțiți în diferite grupuri, în funcție de principala substanță activă, care se îmbunătățește în timp. Fiecare grup este activ împotriva multor microorganisme, dar funcționează într-un grup specific de organe. Titluri multiple. Amoxicilină, amoxicilină, antibiotic din grupul penicilinei. Este considerat un medicament ușor care poate depăși microflora patogenă în etapele inițiale ale reproducerii sale în organism. Combate inflamațiile tractului urinar și respirator. Ajută în tratamentul bolilor dermatologice. Este prescris în perioada postoperatorie ca prevenire a proceselor inflamatorii ale organelor interne. Azitromicina, un medicament antibacterian din grupa macrolide, are un spectru larg de acțiune și este considerat un agent prelungit pentru combaterea microflorei patogene, capabil să distrugă infecțiile din tractul respirator, tractul digestiv, sistemul genito-urinar, bolile dermatologice, bolile fungice. Ceftriaxone, un antibiotic din grupul cefalosporinelor cu acțiune prelungită, de asemenea, are un spectru larg de acțiune. Este prescris pentru infecții ale tractului urinar, sepsis și leziuni severe ale extremităților, abces sever, gangrenă, infecție purulentă și putrefactivă. Teramicină poate fi găsită adesea sub forma unui unguent pentru ochi. Medicamentul este prescris pentru tratamentul diferitelor boli inflamatorii ale aparatului vizual. Teramicina sub formă de spray este prescrisă pentru tratamentul rănilor postoperatorii, a diferitelor leziuni ale pielii. Are un spectru larg de acțiune, dar nu este considerat un medicament de lungă durată. Lincomicina, antibiotic din grupul lincosamidelor, este utilizat în principal împotriva bolilor infecțioase ale oaselor și mușchilor, precum și după operațiile care implică oase și mușchi. Injecția se face intramuscular. Considerat un antibiotic cu acțiune îndelungată cu spectru larg, nu trebuie să prescrieți singur antibiotice pisicii de vese și să practicați automedicarea animalului fără numirea unui medic veterinar. Utilizarea analfabetă a medicamentelor antibacteriene poate provoca un mare rău unui animal de companie, efecte secundare și contraindicații.
infecții. Efectele secundare includ apariția reacțiilor alergice, diaree cu utilizarea prelungită, este posibilă greață, tulburări ale sistemului nervos, contraindicații sarcina și alăptarea bolii cronice ale ficatului și rinichilor. Cu precauție pentru pisoi, cu grijă, norme de aplicare pentru pisici și câini. Prima doză este întotdeauna o doză de încărcare, adică de două ori doza uzuală. Ulterior, este prescrisă doza uzuală. Bolile dermatologice sunt tratate mult timp, terapia cu antibiotice durează până la câteva luni și în doze crescute pentru bolile organelor externe, răni, otită medie, boli inflamatorii ale ochilor. Sunt prescrise antibiotice locale. Nu luați antibiotice dacă s-au efectuat culturi de microflora și rezultatele sunt negative. Agenții antibacterieni trebuie continuați timp de 3 zile după eliminarea simptomelor bolii. Administrarea de antibiotice continuă pe tot parcursul cursului, fără întrerupere. Dacă opriți cursul medicamentului prescris, atunci toată microflora existentă în corpul pisicii va dobândi rezistență la medicament și în viitor nu va acționa. Utilizarea corectă a agenților antibacterieni contribuie la recuperarea timpurie a corpului pisicii. Utilizarea antibioticelor nu este periculoasă dacă este utilizată corect. Prin urmare, nu vă fie teamă dacă medicii veterinari prescriu medicamente din acest grup unui animal de companie pufos, deoarece cu ajutorul lor boala se va retrage mult mai repede. Distribuie pe rețelele de socializare.